Bună dimineața, pace, bine ați venit în casa Domnului. Am venit să ne întâlnim cu El, am venit să ne închinăm împreună. Așa că vă invit să vă ridicați și dacă încă nu ai găsit un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu, vreau să-ți reamintesc că Dumnezeu este prezent aici, Domnul este aici și asta deja ar trebui să te pună în mișcare, ar trebui să te motiveze. Și după cum spune și psalmistul, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Victoria e a ta, iubirea
Speranța
Aminte de momentul în care Iisus a murit. Prin moartea Lui, Domnul Iisus Hristos ți-a arătat umanitatea Lui. Adu-ți aminte însă și de învierea Lui, pentru că prin înviere El ți-a demonstrat divinitatea Lui. Însă împreună prin moartea și învierea Lui, Iisus Hristos ți-a dovedit, demonstrat și mărturisit dragostea Lui pentru tine. Dumnezeu te iubește. Întotdeauna te-a iubit și întotdeauna te va iubi. Ocupă locul. În această dimineață suntem în casa lui Dumnezeu și avem onoarea și privilegiul de a ne apropia de un moment sfânt și sacru pentru noi, cei credincioși creștini, și anume masa Domnului. Atunci când te uiți la masa Domnului, vezi, evident, jertfa lui Hristos, moartea lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Dar te rog frumos, printr-un simplu gând, dăm voie să-ți mai arăt ceva. Dar pentru asta te rog privește ecranul. Domnul Iisus nu poate vindeca ceea ce tu nu lași ca El să atingă. Domnul nu poate vindeca ceea ce tu nu-i dai voie Lui să vindece. Scriptura ne vorbește despre El ca și vindecător. El, prin rănile Lui, spune Scriptura, suntem vindecați, suntem tămăduiți, dar ascultă-mă, El nu te poate vindeca dacă tu nu-i dai voie să o facă. Nici în trupul tău, nici în sufletul tău, nici în aspectele ce țin de dependența ta, unde ai nevoie de vindecare, El nu o să o facă. Dacă tu nu-i dai voie, dacă tu nu-l inviți în adâncul sufletului tău și îi spui, Doamne, te rog, vindecă-mă acolo. Îți dau voie, îți permit să mă vindeci. Știu că ai nevoie de vindecare pentru că fiecare dintre noi avem nevoie. Ai nevoie de vindecare poate în temerile tale, în frământările tale, în deziluziile tale, în decepțiile tale, în dezamăgirea ta de alții sau de tine, poate în dezamăgirea ta de Dumnezeu, nu știu, dar acolo, în acel lucru în care ai nevoie ca Iisus să te vindece, dă-i voie să te vindece. Permite-i să vină și să te atingă. Prin rănile Lui suntem tămăduiți, dacă îi dăm. Domnul Iisus nu poate vindeca ceea ce tu nu lași ca El să vindece. Și în această dimineață vei sta în mâinile tale cu pâine și cu rodul viței. Și vei avea acest moment în care tu îl vei atinge pe El simbolic, prin aceste simboluri și
prin pâine și rodul viței, dar te rog, în timp ce stai cu aceste elemente în mâna ta, spune-i, Doamne, atinge-te de mine, vindecă-mă în și adaugă Tu exact lucrul în care vrei vindecarea Lui. Haideți să ne pregătim pentru acest moment de întâlnire cu Domnul, de masa Domnului. Doamne, ne smerim sufletele înaintea Ta prea înalte și recunoaștem că Tu ești Dumnezeu. Și în moartea și învierea Lui Hristos ne-a arătat, dincolo de umanitatea și divinitatea Lui, ne-ai demonstrat dragostea dumnezeiască care stă față de noi în Hristos. Îți mulțumim că suntem iubiți. Și, Doamne, știm că Tu vrei să ne vindeci pe deplin în Hristos. De aceea și astăzi Te rugăm în acest act sacru al cinei Domnului să faci vindecare în sufletele noastre. Te rugăm să ne vindeci nu doar în lucrurile trupului, ci și în lucrurile sufletului și Duhului nostru. Și noi îți dăm voie, noi îți permitem ca Tu să faci această lucrare. Te invităm în sufletele noastre să-ți faci lucrarea de vindecare. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi pâinea și rodul viței și acest act sfânt în care ne apropiem de Tine și Tu de noi. Te-am rugat acest lucru în numele prețios și scump al Domnului Iisus. Amin. Dragul meu, aici la Harvest invităm la masa Domnului pe toți aceia care la o vârstă adultă l-au mărturisit pe Domnul Iisus în apa botezului. De asemenea, invităm pe aceia care la acest moment sunteți într-o postură vrednică de Domnul și v-ați cercetat pe voi înșivă. O să vă invităm în cadrul unei cântări de închinare să veniți la una dintre aceste 6 mese care le găsiți ușor între noi. Și mai apoi să te întorci la locul tău și cu pâinea și rodul viței să aștepți până ce noi toți ne vom apropia. Haideți să ne închinăm Domnului și haideți să-L invităm în viețile noastre. Vă invităm la masa Domnului.
Te invit să închizi ochii și în timp ce ai în palmele tale un semn al trupului lui Iisus și un semn al sângelui Lui, în timp ce te pregătești să te atingi literalmente de Domnul prin credință, te rog, spune-i Lui: Doamne, atinge-te și Tu de mine. Îți dau voie să te atingi de mine, îți dau permisiunea să te atingi de dependența mea sau de temerile mele, de legăturile care încă mă leagă în vorbire sau purtare. Îți dau voie să te atingi, Doamne, de relațiile mele compromise. Doamne, îți dau voie să te atingi de deziluzia, dezamăgirea mea. Vorbește-i Lui. Dă-i voie Lui să-și facă lucrarea de vindecare. În noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a spus ucenicilor: mâncați toți, mâncați toți. Tot atunci Mântuitorul a luat și un pahar cu rodul viței și după ce l-a binecuvântat, a dat ucenicilor zicând: beți toți din el, beți toți. Spre mântuirea noastră prea înaltă ne-am apropiat de tine prin credință, împărtășindu-ne în Hristos, mărturisind că El este Domnul și Mântuitorul nostru, recunoscând că fără El nu suntem nimic, în El suntem totul. Și, Doamne, binecuvântăm jertfa Domnului, binecuvântăm lucrarea Duhului Sfânt în noi, binecuvântăm împărăția care vine în noi și între noi și Te rugăm să ne sfințești și să-ți desăvârșești lucrarea în fiecare dintre noi. Te rugăm lucrurile acestea spre gloria Ta și bucuria noastră. Și toată adunarea spune: amin, aleluia, slavă Domnului! Cât de special e de fiecare dată să ne apropiem de Domnul. Te invit acum să te ridici în picioare și continuă să te apropii de El prin laudă, prin închinare, recunoscând cine este El pentru sufletul tău. Haideți să ne închinăm!
măreț și plin, plin de dragoste, vrednic de închinare noastră avem. Amin? Puteți să ocupați locurile. Ce cântare extraordinară! Cât de puternică a fost piesa aceasta și cât de puternică a fost închinarea ta în momentul acesta, nu-i așa? Cum să nu te închini Domnului? Niciodată nimeni n-a plătit așa de mult pentru tine precum El. Niciodată n-a muncit cineva pentru tine așa de mult ca și Domnul. Niciodată nimeni nu te iubit așa de mult cum te iubit Dumnezeu. Și încă te iubește în ciuda greșelilor tale. Niciodată nimeni nu a avut atâtea vise pentru viața ta, pentru destinul tău, atâtea planuri, atâtea locuri pregătite în eternitate ca și Dumnezeu. El merită toată închinarea noastră. Slavă Lui! Bine ai venit la Harvest în această dimineață, bine ai venit în atmosfera asta de închinare și laudă în care ești pur și simplu propulsat înspre Cel Divin. Și cât de bine îți prinde asta, nu-i așa? După o săptămână care a fost așa cum a fost în lumea asta. Te salut cu multă dragoste aici la Harvest, ne bucurăm de tine, ne bucurăm că ești aici, fie că ai venit singur, fie că ai venit cu cineva drag, foarte bine, ne bucurăm că ești aici. Ne bucurăm de asemenea dacă ești și ne urmărești cu ajutorul internetului. Undeva în lumea largă, poate ești bolnav din cauza COVID-ului, poate ai alte probleme, sau poate, nu știu, ești la servici, numai să-ți faci și treaba. Dar ideea e, ne bucurăm că ești cu noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să te binecuvânteze acolo unde ești și apreciem tare, tare mult toate mesajele frumoase de încurajare pe care ni le trimiteți. Domnul să vă binecuvânte! Vrem să-i salutăm de asemenea și pe cei care poate pentru prima dată ați venit cu noi astăzi la Harvest. Tot ceea ce vezi aici e ceva nou și ai nevoie de un timp de adaptare, înțelegem asta, dar noi vrem să fim gazde bune pentru tine. Dacă ai venit pentru prima dată, te rugăm frumos doar să te ridici în picioare, să te vedem, să te putem binecuvânta în numele Domnului. Este cineva? Sigur! Domnul să vă binecuvânteze, vă salutăm cu drag și pe voi și acolo, te salutăm cu drag. Și acolo, multă binecuvântare, foarte mulți oaspeți în dimineața asta și la al doilea serviciu. Să știți că am avut și la primul. Ne bucurăm de oaspeții noștri și vrem ca fiecare dintre voi să vă simțiți bine în locul acesta. Și în sensul acesta avem și un dar pentru tine. Dacă ai venit pentru prima dată, pe spătarul scaunului din fața ta există un card de comunicare de culoare portocalie. Te rugăm frumos, tu care ai venit pentru prima dată, să completezi cardul acesta și la terminarea serviciului să prezinți cardul acesta la standul info care este în lobby-ul principal al bisericii noastre. Acolo vei primi un dar din partea noastră și darul acesta o să-ți aducă aminte de Dumnezeu și o să-ți aducă aminte de noi, de poporul lui de aici. Te iubim și te binecuvântăm în numele Domnului. Noi ceilalți suntem invitați și astăzi să completăm cardurile de comunicare care ni se potrivesc. Poate vrei să stai de vorbă cu unul dintre pastori, poate ai o nevoie, poate ai nevoie de rugăciune, poate vrei să te implici într-o slujire. Te rugăm frumos să completezi aceste carduri pe care le găsești pe spătarul scaunului din fața ta. Iar la terminarea serviciului să pui cardul completat de tine în coșulețul de colectă. În felul acesta ne dai voie foarte simplu să te sunăm și să comunicăm, să dialogăm cu privire la dorința sau nevoia ta. Mulțumim că vei face lucrul acesta. Nu știu dacă ați observat însă o problemă. Acum, unii dintre noi sunt experți în a găsi probleme. Da, haideți totuși să vedem o problemă. Cam în fiecare duminică aici la Harvest, noi tot pomenim de 3 carduri, dar nu prea pomenim nimic de cel de-al patrulea. Notițe pentru predică. Și poate că de mult timp ai vrut să ne spui, dar mai ziceți ceva și de al patrulea card. Ok, uite, ăsta e momentul. Hai să vorbim despre al patrulea card. Wow! Pe spătarul scaunului din fața ta există și acest card pentru notițe de predică. Să știi că nu-i la întâmplare. Mai ales dacă ești din biserica noastră și vei merge în grupul tău mic în timpul săptămânii. Te rugăm frumos, în numele Domnului, de dragul sufletului tău, obișnuiește-te să-ți iei notițe din predică. Nu trebuie să-ți notezi toată predica, dar măcar o idee, măcar un gând. De asemenea, poți să iei notițe și în aplicația Harvest. Dar
probabil această variantă cu cardul este cel mai simplu și la terminare te rugăm frumos să nu ne-l pui în coșulețul de colectă. Mulțumim! Este pentru tine. Dar astăzi este un nou început în biserica noastră și vom începe o nouă serie într-o nouă carte. Însă, haideți să ne obișnuim, unu, să venim cu Cuvântul lui Dumnezeu la noi, cu Biblia, duminică de duminică, o să vedeți de ce și astăzi, și doi, să începem să ne luăm notițe. Haideți să creăm această cultură sau să o recuperăm dacă cumva am pierdut-o. Așa că, haideți să ne pregătim cu Scriptura, cu notițele și vă rugăm frumos să priviți ecranul. Anul acesta, pe 20 ianuarie, i-am adus aminte nevestei mele că suntem în 20 ianuarie, fiindcă în fiecare an mi-aduc aminte de această zi involuntar, datorită unor cicatrici care au rămas și care nu vor trece atât de ușor. E ziua în care, acum 33 de ani, în 1989, cu o valiză de lemn în mână și o singură pereche de haine, m-am prezentat la unitatea militară 1326 din Oradea. Pe un platou imens, înghețat și fulguit, neștiind că din acea zi, pentru următoarele luni, voi trăi probabil cea mai dificilă, cruntă perioadă din viața mea, simțind până la os cuțitul comunismului. Pe vremea aia numeam diribau, munci, adică opresiune, bătaie de joc, chin, suferință, dispreț, zdrobire, o lipsă totală de control, fără nicio proptă, pârghie, șansă sau speranță. Pentru prima dată în viață m-am simțit copleșit și descoperit, fără apărare, vulnerabil, la dispoziția totală a unui sistem brutal, care căuta intenționat să-ți facă rău și să te umilească, să înțelegi că ești un nimic. Era un fel de deja vu al bunicului meu, care pentru ani de zile fusese închis la Aiud, apoi trimis la Poarta Albă de către același regim. Și o durere fizică, emoțională, dar nu se compară cu durerea sufletească, când după câteva zile, câteva săptămâni, încep să-ți pui întrebări, fiindcă nu-L mai vezi, nu-L mai simți, nu-L mai auzi pe Dumnezeu. Și nu înțelegi de ce. Eram nou în credință și chiar aveam speranțe că nu mă va lăsa. Și întrebările au început să curgă ca lava care arde. De ce eu? De ce aici? De ce acum? De ce așa? Aceleași întrebări pe care le-au pus cu siguranță și evrei în cartea pe care vrem să o studiem începând de astăzi până la Paști, fiindcă a fost scrisă unei generații luată în robia babiloniană cu 500 de ani înainte de Hristos. Duși la mii de kilometri de casă, fără a mai putea face ceva. Cei care îi opresau erau perșii, cel mai puternic imperiu al lumii de atunci. I-au preluat de la babilonieni, care i-au preluat de la sirieni, imaginați-vă, s-a ajuns să trăiești în robie sub trei imperii în doar câțiva ani,
fără să-ți vezi pământul, casa, libertatea. Și pe când ai ajuns să te adaptezi, să te trezești din senin, că cineva complotează împotriva ta și vrea chiar să te extermine pe ascuns. E, n-ai cum să nu spui întrebări, unde ești, Doamne? Unde-i mâna ta, unde-i prezența, unde-i vocea ta, fiindcă de ani de zile nu ne mai dai niciun semn vizibil, audibil, tangibil, nimic. Poate ești și tu pe acolo, dragul meu, sau poate vei fi, fiindcă nu există credincios care să nu treacă și prin valea plângerii, numit așa, fiindcă acolo nu-L mai simți, nu-L mai vezi, nu-L mai auzi pe Dumnezeu. De aceea cartea asta este binevenită într-o vreme de criză, fiindcă a fost scrisă în criză, o criză atât de profundă încât imaginează-ți, în cartea asta nu se pomenește niciodată de Dumnezeu. Sub nicio formă, deloc. E singura carte din Biblie în care nu se menționează nicio rugăciune, nicio cântare de laudă, nu se menționează niciun preot, niciun ritual, nimic, nici lege, nici proroci, nici măcar o minune. Și totuși, a ajuns să fie aleasă și pusă în canonul Scripturii. Oare de ce? Fiindcă în ea se găsește o valoare neprețuită pe care o vom descoperi împreună. Care este această carte enigmatică a Scripturii? Estera. Aș fi curios în dimineața asta câți dintre voi, doamnelor, purtați numele Esterei sau aveți prieteni sau cunoștințe care poartă numele Esterei. Avem câțiva pe aici? Ok. E foarte interesant, fiindcă e una dintre cele două cărți ale Bibliei care poartă numele unei femei, cealaltă fiind Rut. E cartea care se leagă indirect de cartea pe care tocmai am finalizat să o studiem, tot din Scripturi, Maleahi. Au fost scrise în aceeași perioadă, 480 până în 450 înainte de Hristos, și au avut ca protagoniști aceleași popoare, evreii în robie și stăpânitorilor persanii. De aceea, pe parcursul acestei serii, precum vedeți, n-am scăpat de acest covor persan care va rămâne cu noi să ne aducă aminte mereu de contextul în care se întâmplă toate aceste lucruri. Există însă o deosebire între Estera și Maleahi. Maleahi descrie viața evreilor care s-au întors în Israel datorită decretului lui Cir și au început să-și reclădească viața. Scrie viața evreilor care au rămas în Persia sub stăpânirea persană, fiindcă nu toți au vrut să se întoarcă. De aceea, împreună cu cartea prorocului Daniel, sunt singurele două cărți din Biblie scrise în afara lui Israel, în robie, și una dintre puținele cărți din Vechiul Testament care nu sunt pomenite deloc în Noul Testament. Deci o carte enigmatică, dar cu esență tare, fiindcă altfel n-ar fi ajuns în Sfintele Scripturi. Și vom descoperi asta în următoarele săptămâni. Așa că hai să începem să o înțelegem, să înțelegem contextul. Așadar, dacă ai Biblia la tine, deschide în Cartea Estera, capitolul 1, începând cu versetul 1, pentru cei care aveți Biblie în versiunea Cornilescu, pagina în Scripturi 513, cum spunea și Raul, încearcă să-ți aduci Biblia cu tine. E foarte important credinciosul să citească Biblia. Este manualul nostru de viață. Cum vrei să funcționezi normal dacă nu cunoști instrucțiunile? Uită-te cu ochii tăi la ele și dă-mi voie să te ajut să le înțelegi. E foarte important să înțelegem credința. Pericolul unei credințe neinformate este mai mare decât pericolul unei credințe eretice. Hai să începem. Capitolul 1, versetul 1. Era pe vremea lui Ahasveroș, acelui Ahasveroș care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Și ne oprim aici. De ce? Fiindcă din prima ne dăm seama că avem de-a face cu un thriller al Scripturii. Fiindcă din prima apare un alt colos al istoriei omenirii, Ahasveroș, care la fel ca Faraon, Nebucadnețar, Cezar, au ajuns nu doar în analele istoriei, ci și pe paginile Scripturii.
Numele lui, în forma prezentată în Scriptură, nu ne spune prea multe. Dar Ahasveros nu este altul decât vestitul împărat persan Xerxes I-ul. De ce? Fiindcă în original, în limba persană, numele lui era Xaia Irșa. Grecii l-au numit Xerxes, da? Babilonienii l-au luat pe acest Xaia Irșa și l-au numit Ahasveros, iar evreii au preluat Ahasveros, așa cum apare în Bibliile noastre. De aceea, dacă vrei să-l cauți în cărțile de istorie, doar în cele evreiești îl găsești cu acest nume, în rest, cu numele de Xerxes. Hai să vedem cine a fost acest Ahasveros, fiindcă nu la întâmplare, cartea Esterei ni-l introduce chiar din primul verset într-o formă în care vrea să ne atragă atenția. Fiți atenți! Era pe vremea lui Ahasveros al acelui Ahasveros. Adică nu oarecare, ci acel Ahasveros. Și aici istoria ne ajută un pic să vedem cu cine avem de-a face. În anul 539 înainte de Hristos, o națiune relativ mică atacă masivul Imperiu Babilonian și asediază capitala. Și cei care sunteți cunoscători ai istoriei, cunoscători al Bibliei, știm din cartea Daniel cum babilonienii nici măcar nu s-au sinchisit să le opună rezistență, datorită faptului că ei se încredeau în zidurile impenetrabile ale Babilonului, iar împăratul a dat chiar un chef în acele zile, celebrând, anticipând victoria. În acel moment, în toiul petrecerii, știm din Scripturi că o mână apare pe zid și scrie patru cuvinte. Menel, menel, tekel, upharsin, adică, tradus, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dumnezeu îi trimitea un mesaj împăratului Babilonului, descifrat de prorocul Daniel. Și mesajul îi transmitea că exact în acea noapte Babilonul va fi dat în mâna perșilor din cauza nesăbuinței lui. Și exact așa s-a și întâmplat. Perșii, văzând că nu pot cuceri zidurile, s-au uitat și în gândirea lor strategică au observat că un râu enorm trecea pe sub zidurile Babilonului, Babilonul. Și au deturnat albia și imaginați-vă, dintr-o dată s-au trezit cu autostradă, pur și simplu, prin care au putut să treacă liniștiți, să cucerească Babilonul, fiindcă soldații nu erau la posturile lor și erau îmbătați de petrecerea împăratului. Și asta îmi spune un lucru, nu doar nesăbuința babilonienilor și mândria lor, dar strategia și vitejia perșilor. Dumnezeu le-a poruncit ascensiunea încă de pe vremea lui Cir, primul lor mare împărat, pomenit în Scripturi cu 100 de ani înainte de a se naște, cu numele i-a dat. Istoricii rămân perplexi cum perșii în doar câțiva ani ajung să cucerească cele mai vaste teritorii din acele vremi. De ce? Fiindcă Dumnezeu îi ridică. Și așa să priviți ecranul. După cucerirea lui Cir, perioada de vârf a expansiunii perșilor, numiți în acele vreme Ahaemenid, Imperiul Ahaemenid, da? Darius cucerește și Babilonul și mai bine de 3/4 din lumea cunoscută de atunci. Fiul lui Cir Darius, care, imaginați-vă, a ajuns din Iran, observați, până pe malul Mării Negre. Și aici o mică paranteză. Darius ajunge în Dobrogea, construiește primul pod peste Dunăre. Și acolo îi înfruntă pe Geț, de unde nouă ne rămâne acea celebră scrie a lui Herodot, care spune așa: Tracii s-au închinat lui Darius fără nicio împotrivire. Geții însă, care luaseră hotărârea nesăbuită de a-l înfrunta, au fost robiți pe dată, măcar că ei sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci. Vă aduceți aminte de la ora de istorie. Ei, de aici începe. Darius e de neînvins și în pofta lui de stăpânire vrea să cucerească Grecia. Câteva sute de mii de oameni se apropie de Atena și la 40 de kilometri de Atena, grecii îi așteaptă cu o armată de 10 de ori mai mică, dar atenție, care știu să lupte și înfrâng la maraton. Vă spune ceva cuvântul ăsta? Atât de mare a fost surpriza înfrângerii grecilor, încât în entuziasmul lor,
Unul din soldați începe să alerge spre Atena pentru a anunța victoria. Neîntrerupt aleagă 42 de kilometri. Și când ajunge în mijlocul conducătorilor, atât apucă să spună: am învins! Și în epuizare cade mort. În cinste acestei victorii, grecii includ maratonul în Jocurile Olimpice. Pe de altă parte însă, Darius e înfrânt, pierderi mari. Furios se reîntoarce în Persia, unde jură că se va răzbuna și începe să-și adună o armată și mai mare, să se reîntoarcă în Grecia, să o recucerească. Între timp însă, ai grijă ce faci cu viața ta, că nu e a ta. Darius moare și în locul lui Xerxes, fiul lui, împăratul Ahasveros al cărții Estera, ajunge la tron. Acum, de ce spun toate astea? Ca să înțelegeți moștenirea pe care a preluat-o. În vremea lui, imperiul se extinde la maxim, din India până în Etiopia, stăpânind peste 80-100 de milioane de oameni în peste 120 de ținuturi de țări. Pricepeți acum de ce cartea Estera începe din prima frază și spune a lui Ahasveros, acelui Ahasveros, fiindcă în vremurile acelea n-a existat altul ca el. Și dacă am văzut ce eritaș poartă, hai să-l cunoaștem mai îndeaproape pe acest Ahasveros. Versetul 2. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. Și ne oprim aici. Încă aici descoperim prima lui caracteristică. Era un stăpân absolut. Adică avea autoritate maximă. Era pe scaunul de domnie, în controlul lumii de atunci. Și versetul ne spune că domnea peste 127 de ținuturi, numite în vremile respectiv satrapii. Tocmai i-a împărțit ca să dețină controlul cât mai strict. Nu la întâmplare, în cartea Estera, foarte ciudat, numele lui apare de 190 de ori, sub o formă sau alta, în doar 167 de versete, dar atenție, prin contrast cu Dumnezeu, care n-apare deloc. Și asta ne spune multe. Pofta lui de stăpânire e de nestăvilit. La doar 3 ani după înscăunare, Xerxes nu mai poate rezista ispite de a cuceri Grecia, de a răzbuna rușinea tatălui său, fiindcă la maraton avea 29 de ani și a văzut cu ochii lui umilința, rana deschisă. Și la acești 3 ani, de la acea zdrobitoare înfrângere, și adună la Susa cei mai importanți conducători, ofițeri, domnitori ai împărăției sale, și vrea să pregătească invazia Greciei. Și versetul 3 ne spune așa: în al treilea an al domniei lui a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpetenile oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor, s-au strâns înaintea lui. De ce? Fiindcă avea nevoie de o armată mare și puternică. Și în urma acestui consiliu militar, istoricii ne spun că reușește să adune probabil cea mai mare armată existentă până atunci. Herodone spune până într-un milion de oameni. Sunt alții care ne spun la nivelul sutelor de mii, minim 250 de mii, luați din 127 de satrapii, de țări pe care le stăpânea. Și pe ecran am făcut un mic search să vedem de unde proveneau ostașii lui, observați: Asiria, Armenia, Partea, Sciție, Sogdia, Zaranghia, India, Gandara, Satanghia, Israel, Egipt, Etiopia, Arabia, Fenicia, Tracia, Ionia, Frigia, Elam, Bactria, Libia, Pont, un fel de alianță a Națiunilor Unite. Observați însă cum i-a motivat să se implice pe acest conducător de oști. El a arătat, versetul 4, bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. Imaginează-ți, aproape jumătate de an, 180 de zile de sesiuni militare dimineața, iar după masa și seara, lux, desfătare și opulență. Istoricii vremii ne spun că vrea să impresioneze, să-i motiveze, să le câștige încrederea, susținerea, dar să le incite și pofta de a cuceri singurul dușman rămas necucerit, Grecia. Și ca să o facă lată, sfârșește acest summit cu un banchet de 7 zile, versetul 5. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor, care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești.
condiții de 7 stele all inclusive. Citez, versetul 6. Covare albe, verzi, albastre, legate cu funii de insubțire, de purpură, de niște verigi de argint și niște stâlpi de marmură. Paturi de aur, de argint, stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și pietre negre. Iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Notează, nu doar că era monarhul absolut, ci era un om opulent. Avea de unde, fiindcă bunicul Suciro a cucerit, taică Sudarius a cucerit, el a cucerit. Fii atent ce ni se spune despre taicăsul, despre Darius. Herodot spune că atunci când a fost înfrânt la Maraton și a fost silit să fugă, dintr-o dată s-a trezit că trebuie să o taie, că altfel îi tăiat. Și lasă pe câmpul luptei de la Maraton tronul lui de aur și cupa de aur care l-a cărat cu el de la 1000 de kilometri distanță din Persia. Să-ți permiți să cari un tron de aur, să bei apă, vin ce-o mai fi dintr-o cupă de aur, ce înseamnă treaba asta? Opulență. Tot Darius a început zidirea celor două mari capitale ale Imperiului, cea de vară de la Persepolis, cea de iarnă de la Susa, unde dă acest banchet Ahasveros. El, Xerxes, le finalizează pe amândouă și devin bijuteriile lumii de atunci. Persepolisul e socotit printre cele mai luxoase palate construite vreodată, Susa pe aproape. Și astăzi, în arhitectură, de la Perș s-a împrumutat termenul de apadană, adică sala de întruniri sau banchete din aceste palate, care, fii atent, aveau o formă pătrată imensă. O latură de 75 de metri, cu o înălțime de 20 de metri, sprijinite pe 36 de coloane. De fapt, în palatul de la Susa, descris în textul nostru, Darius lasă o inscripție pe piatra de fundație, fii atent. Se laudă cu ce materiale a construit perla palatelor regale. Priviți ecranul. Lemnul de tec l-am adus din Gandhara și din Carmania. Aurul a fost folosit, adus din Sardes, din Bactria. Pietrele, iapis, lazuli, carneola au fost aduse din Sogdiana. Piatra de turcoaz din Corasme, argintul, cuprul din Egipt, ornamentele cu care a fost decorat zidul din Ionia, fildeșul din Etiopia, India, Aracosia, stâlpii de piatră dintr-un loc numit Abiraduh din Elam. De să ne mire luxul cu care Ahasveros a împodobit, fii atent, grădinile, curtea, paturi de aur și pahare de aur, un om opulent. Avea de unde, avea autoritate maximă, dar atenție, un om șiret. Un om șiret, versetul 9, 8. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Fii atent, nimeni nu era silit să bea. Asta înseamnă că exista posibilitatea ca împăratul să te silească să bei. Împăratul poruncise să le dea libertate să bea cât voiesc. De ce? Tocmai ca să-i câștige. Și să vedeți ce poate să facă politica dintr-un om. Fii atent cum începe Ahasveros să întreacă limitele. Nu doar le dă de băut, ci vrea să le ispitească și simțurile, oferindu-le un show pe care fiecare bărbat băut din acea audiență și l-ar fi dorit. Expunerea propriei sale soții sub ochii tuturor. Fii atent, versetul 9 la 11. Împărata Vashti a dat și un ospaț femeilor, probabil soțiilor acestor nobili, în casa împărătească a împăratului Ahasveros. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Hasbonah, Abacta, Zetar și Carcaș, cei 7 fameni care slujau înaintea împăratului Ahasveros, memorați-le numele, că la grupurile mici vă vom da un test, da? Să aducă în fața lui pe împărăteasa Vashti cu cunună împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Și a zice, bă, ce bărbat afectuos, ce bărbat respectuos. Fii atent, mă, vrea să-și prezinte nevasta apropiaților săi. Băi, ce om extraordinar, nici vorbă. Observați reacția împărătesei. Dar împărăteasa Vashti n-a vrut să vină când a primit prin fame în porunca împăratului, că cum nu vrei să vii?
Cum să nu vină dacă împăratul poruncește, adică vin domnitorii, conducătorii, ofițerii, ascultă de la mii de kilometri de porunca lui și nevastă sa, care în camera alăturată la câțiva pași de el, n-ascultă, ceva nu-i în regulă, fiindcă în acele vremi nu puteai să refuzi porunca împăratului, mai ales că e făcută și public. Vaste avea motiv. Motiv serios și istorici, exegeții ne spun că împăratul ar fi chemat-o să expună atenție, dar nu îmbrăcată, ci doar cu coroana pe cap, exact ceea ce și textul nostru spune, și asta public, ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, adică unei mulțimi de bărbați îmbuibați cu băutură după 7 zile de chef. Asta face politica. Ajunge și se expune și nevasta pentru interesele proprii, pentru a-și câștiga aliați. De aceea Ahasveroș, Xerxes, a fost un om șiret, opulent, cu ambiții autoritare maxime. Dar Vasti refuză, are o limită a demnității peste care nu poate să treacă, cu riscul de a-și pierde viața, de a stârni mânia dictatorului. Și observați, asta se întâmplă. Împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Și aici notează următoarea lui caracteristică, iute la mânie, impulsiv. Istoria ne confirmă acest tipar comportamental deviant. Fii atent, după ce adună mii de soldați, vreo 250.000, mărșăluiește spre Grecia, când ajunge pe marul Mării Egee, da, pe țărmul turcesc, n-are cum să treacă în Grecia, fiindcă în fața lui stătea strâmtoarea Dardanele, numită Hellespont pe vremurile alea. Și poruncește inginerilor să-i construiască un ponton, un pod, da, ca să treacă. Taică Sudarius a construit unul la fel peste Bosfor și a trecut. Și încep inginerii să pună barcă lângă barcă. Imaginați-vă, 2 km lungime pe o mare, da, să pună scânduri ca sutele de mii de soldați să treacă peste. Și într-o noapte, că asta e ironia, într-o noapte când totul era aproape gata, a izbucnit o furtună. Și vânturi și valuri mari au distrus podul și bărcile. Și omul iute la mânia, Ahasveros, s-a mâniat și a adunat pe toți inginerii și le-a tăiat capul. Dar fii atent ce face nebunia din el. Herodone spune că a poruncit soldaților să biciuiască apa mării de 300 de ori. Să ia bucăți de fier încins în foc, să împungă apa cu ele, să pedepsească marea pentru nesupunere. Apoi, după ce a ajuns în Grecia, distruge tot ce iese în cale, până când dă de Sparta. Și aici scenariul se repete și mai groaznic. 250.000 de soldați sunt opriți de doar 300 de spartani la Termopile. Și dacă ai văzut filmul 300, știi despre ce e vorba. Din păcate, acolo e prezentat Xerxesul nostru, Ahasveroșul nostru, caracterizat de Hollywood, ia priviți aici, ca un bărbat cu sex fluid, că așa e politically corect în vremea noastră. Din contră, istoria ne-l prezintă, și asta e o gravură din vremurile respective, un basorelief, un om cu plete și cu o barbă împletită, așa cum erau împărații persani. După dezastrul de la Termopile, șezi din minți, atacă Atena și distruge Panteonul, Acropolele, dă foc întregului oraș. Și ca să-l pună capac, grecii atacă flota, 1200 de corăbii la Salamis și le distruge complet cu doar 300 de vase ușoare. Și Xerxes e devastat, e mânios la culme. Și grecii la fel. Nu la întâmplare, după 150 de ani, Alexandru Macedon atacă Persia și nu se mai oprește până ce nu distruge, supune orice urmă de perși. Ei, nebunul ăsta se enervează pe nevastă sa. Mai ales că de data asta orgoliul bărbătesc e știrbit public. Eschil, într-una din tragediile sale scrise în vremea lui Xerxes, îl descrie ca fiind un om plin de hubris. De acea mândrie excesivă care l-ar fi determinat să creadă că el poate să robească și zeii. Și acum nevastă sa să nu-l asculte? Interesant că nu o execută direct, fiindcă actul e public și era vorba de o împărăteasă, ci convoacă un consiliu prin care să găsească metode să o pedepsească. Versetul 13. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el
pe Carșena, pe Șatar, pe Admata, pe Tarsis, pe Mereș, pe Marsena, pe Memucan, 7 domnitori ai Persei și Mediei care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei Vaști după lege, pentru că n-a împlinit ce a poruncit împăratul Ahasveroș prin famen? Și aici, Memucan, și am observat o tendință în ultimii 2 ani, familiile tinere tot caută nume interesante pentru copiilor, iată un nume interesant, Memucan, da? A răspuns înaintea împăratului și a domnitorilor: nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și față de toți domnitorii și toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveroș. Și asta îmi place. Căci fapta împărătese, versetul 17, va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice: împăratul Ahasveroș a poruncit să li se ducă înaintea împărăteasa Vaștii și ea nu s-a dus. Și din ziua aceea, crăiesele Mesiei, Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, care erau doar la câțiva metri de ei, da, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului, de aici va veni mult dispreț și mâhnire. Dacă împăratul găsește cu cale să se dea poruncă din partea lui să se scrie în legile mezilor și perșilor, cu arătarea aceasta nu trebuie să se calce. E o poruncă împărătească, după care Vaști să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveroș, iar împăratul să dea vrenicia ei de împărăteasă alteia mai bună ca ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare, și toate femeile vor da cinste bărbaților de la mic până la mare. Și acum răspunsul surprinzător. Părerea aceasta a fost bine primită de împărat. Și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan, a trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecare ținut după scrierea lui, după limba fiecărui popor. El spunea că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Și aici parcă ne mirăm de ce e introdusă toată mișcarea asta, dar observați cum de la mobilizarea unui întreg imperiu în lupta cu grecii, cu spartanii, se mobilizează un întreg imperiu în luptă împotriva nevestelor. Se vede că și atunci bărbaților era frică de neveste. Glumim, dar ceea ce se întâmplă nu-i deloc de glumă, fiindcă ne arată că împăratul, că el dă porunca, a ajuns să se exercite autoritatea și în familie, adică în viața privată. Notează, un om care nu doar că era monarh absolut, era opulent, era și rete, era iute la mânie, dar se bagă și în viața ta privată, în casa ta. Îți imaginezi cum ar fi fost să trăiești în acele vremi? Mai ales dacă erai femeie? Să se scrie în legile mezilor și perșilor. Și ați auzit de expresia aceasta, legea mezilor și perșilor, adică legi foarte rigide, care odată dată nu se puteau schimba. Și observați cum inclusiv problemele lor dintre soți și soții, probleme de private, de casă, le prind în aceste legi, dezvăluindu-și cât control exercita și în viața privată. De ce spun toate astea? Fiindcă, dragul meu, în acest context, în acest loc, în acest timp, în prezența acestui împărat, ajunge Estera. În astfel de vremi, cu un astfel de om, are de-a face Estera. Privește, capitolul 2, versetul 1. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea, și la hotărârea luată cu privire la ea. După aceste lucruri, adică după 4 ani, cât a durat campania lui împotriva grecilor, între 483 și 479, Xerxes e devastat. Pe lângă înfrângerea de la Termopile, nebunia din Atena, umilința de la Salamis, e dărâmat, demoralizat, deprimat, psihologic devastat. Și întrebare: ce face un bărbat învins, rănit, doborât? Își caută nevastă. Să plângă în poala ei. Dar Ahasveroș nu mai era altcine să vină, că din prostia lui a rămas și fără nevastă. Și slujitorii lui simt lucrul ăsta și priviți versetul 2. Atunci cei ce slujau împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase,
Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători, însărcina să strângă pe toate fetele, fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Acum noi românii când auzim de gătit ne gândim la bendeu, da? Nu, aici e vorba de împodobire, înfrumusețare, creme, make-up și așa mai departe. Și fata care îi plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vaștii, părerea aceasta a fost bine primită de împărat și așa au făcut. În capitala Susa însă era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Iconia, împăratul lui Iuda, de Nebucanețar, împăratul Babilonului. Și sursele istorice estimează că în Imperiul Persan ar fi locuit undeva la 2-3 milioane de evrei, care s-au mulțit în timpul robiei de 70 de ani și s-au integrat între persani. Avem, spre exemplu, inscripțiile Murașu din Nipur, care ne descriu chiar anumiți evrei care au ajuns prosperi în Imperiul Persan. Ei, noi nu știm dacă Mardoheu ăsta a fi fost sărac sau bogat, dar ceea ce știm e versetul 7, foarte important. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură, plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Și aici intră în scenă Estera. Câteva lucruri despre ea. 4. Numele ei evreiesc era Hadas, observați în text. În persoana mea Estera, ori provenind de la Iștar, o zeiță lor, ori de la Estera, care în persoană înseamnă stea. 2. Era orfană. Detaliu foarte important, veți vedea pe parcursul istorisirii. 3. Frumoasă la statură și plăcută la vedere. Cheie în narațiunea noastră. Și 3. Adoptată de Mardoheu, verișorul ei. Și acum fiți atenți ce se întâmplă cu ea. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, a fost strâns un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu el a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Hegai era un famen sau eunuc, era un bărbat care era castrat de mic și dedicat acestei slujbe tocmai pentru a nu putea fi ispitit. Da? El era șeful haremului regal, o practică obișnuită în acele vremi. Deci Estera ajunge orfană pentru a doua oară, nu doar că își pierde părinții, își pierde și familia adoptivă și, atenție, ajunge în haremul împăratului, fără voia ei, foarte important. În ebraică a fost luată, verbul e la pasiv, n-a putut să pună rezistență. Luată să facă ce? Să fie un obiect al poftelui Ahasveroș, un obiect de care se putea debarasa oricând, în special de mai prindea vreo criză de nervi, o putea și omorâ fiecare nimeni să nu-l poată opri. Și acum te întreb, cum e să fii în locul Esterei? Împotriva voinței tale să fii dusă într-un loc unde știi că nu mai e scăpare? Unde vei fi folosită? Unde vei fi umilită? De un om agresiv, mânios, lacom, cu putere și autoritate absolută și peste viața și peste moartea ta. Acum încep să înțelegi drama acestei cărți, care, atenție, nu se oprește aici, ci continuă și mai drastic. Dar asta începând de data viitoare. Pentru acum însă aș vrea să ne oprim și să ne analizăm pe noi în lumina acestor învățături, fiindcă, vedeți, Biblia nu este o carte pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o doar să fie citită, ci trebuie să fie trăită. Și în ea trebuie să-ți găsești, spunea Iacov, e oglinda, să-ți găsești reflecția existenței tale. Într-o introducere întunecată, sumbră, depresivă, am putea spune, cum e introducerea acestei cărți, ce pot găsi oare în ea? Spunea Iisus Mântuitorul, niciun cuvânt al lui Dumnezeu scris în această carte nu este fără de putere. Deci ce putem învăța din cele expuse aici? Ce întrebări, ce provocări ne ridică Estera chiar din primul capitol? Mie cel puțin mi-o ridica câteva. Poate cea mai dureroasă întrebare, unde este Dumnezeu? Nu-L găsesc niciunde, sub nicio formă, deloc. De ce Dumnezeu nu face diferență între cei ce sunt ai Lui și restul lumii? Cum de Estera, o fată credincioasă din poporul sfânt,
ajunge să suferă ca orice alt păgân din Imperiul Persan, ba mai mult, umilită și cade exact pe mâna despotului persan. Și atunci mă uit la mine și mă uit la noi și pun întrebarea de ce credincioșii suferă la fel ca necredincioșii, uneori chiar mai mult. Oare ce vrea să mă învețe Duhul Sfânt care a inspirat și această carte despre starea lumii, a vremurilor, a modului în care noi credincioși ar trebui să înțelegem suferința și opresiunea? Reține, te rog, trei adevăruri pe care ei le-au trăit, dar pe care le trăim și noi astăzi. Unul la mână. Alte vremi, aceiași ahasveroși. Aceiași ahasveroși care au stăpânit atunci, stăpânește și azi. Păi îmi vei spune, azi nu prea mai avem regimuri totalitare, poate în China, poate în Rusia. Noi trăim, Cristi, în Europa democratică. Democratică e adevărat, dar în ce sens? Și știți bine că nu-i genul meu să amestec politica cu predica, cu biserica, dar când ai de astfel de texte și le transpui în cotidian, n-ai cum să nu spui întrebări, să nu vezi similitudini. Oare există și astăzi tipologia lui Ahasveroș și manifestată, ca și în cazul Esterei, între cei care ne conduc, și nu vorbesc căci de România, că România e o piesă, un pion minuscul, cei ce conduc Europa? E vorba de un imperiu, da? Atitudini, legi, porunci care te constrâng în șabloane total contrare conștiinței sau credinței tale? Cum de a ajuns statul să ne forțeze nu doar pe noi adulții să acceptăm, ci inclusiv pe pruncii noștri să învățăm, intenționând să pună chiar în manualele școlare noi teorii de gen, care nu se opun doar moralității, ci științei, biologiei, anatomiei, geneticii? Oare astăzi nu mai există, spre exemplu, două tipuri de gameți, oul feminin și spermatozoidul masculin? O dispărut oare cele două tipuri de hormone, androgen pentru bărbați, estrogen pentru femei? Oare cele două tipuri de cromozom XX care determină sexul feminin și XY care determină sexul masculin? O apărut altceva, ceea ce știința nu ne spune, noi nu știm? Da, a apărut ideologia care înlocuiește biologia și ne forțează să ne resetăm sistemele de valori. Și nu doar la nivel de individ, ci și chiar la nivel de națiuni. Oare astăzi în democrație nu mai există legi ca ale mezilor și perșilor? De ce atunci Ungaria și Polonia sunt acuzate, sancționate pentru simplul fapt că vor să afirme public valorile familiei tradiționale? De ce îi se cere Poloniei să plătească 1 milion de euro amendă pe zi din cauza Comisiei Europene? Fiindcă nu se supune la ceea ce îi numesc the rule of law, legea mezilor și perșilor din zilele noastre, acel stat de drept, acel pat al lui Procust, care ajunge să-ți impună tiparul intoleranței în numele toleranței, valorile lor prin contravalori. Se pare că nimeni nu scapă. Ori te aliniezi direcției Bruxellesului, ori ești eliminat, izolat, sancționat și a rămas perplec și voi, cred că, când recent, noua președintă a Parlamentului European, o femeie tânără, capabilă, curajoasă din Malta, una dintre puținele voci la nivel înalt european care milita împotriva avortului, în ziua când a fost aleasă și instaurată în funcție, a fost asaltată de media care, evident, erau curioși și au întrebat-o: bun, ce vei face acum? Ești recunoscută ca fiind o activistă împotriva avortului. Ei, în poziția asta, ce poziție vei lua în calitate de președintă a Parlamentului European care este pro-avort? Răspunsul a fost sec, simplu și direct. Este evident, fără echivoc, că voi susține în mod absolut poziția Parlamentului European pro-avort. Am crezut că n-aud bine. De ce? Fiindcă ahasveroșii caută să ne alinieze pe toți de la vlădică până la oping. Și dacă în trecut a reușit prin forța armată, astăzi te intimidează, te manipulează, te controlează, nu cu numărul soldaților. Asta săracul Putin mai vrea. Dar tot Putin e băiat deștept. Că ce-a făcut? Numai un centimetru o închis înspre stânga robinetul de gaz. Și numărul cheltuielilor pe toată Europa o sărit fantastic. Nu m-am uit la facturile voastre de la electricitate, benzină, mâncare. De ce? Fiindcă astăzi ajungi să fii controlat prin nevoile tale, ca să fii influențat în valorile tale. Ba chiar constrâns în libertățile tale și în convingerile personale.
În America, democrații au propus recent o inițiativă legislativă conform căreia străinii care nu sunt, care sunt catalogați a fi anti-gay să fie privați de vize de intrare în SUA. Hai să fim serioși. Patul lui Procus în acțiune. Legea mezilor și perșilor. Dacă nu te încadrezi, ești eliminat, pedepsit, constrâns. Alte vremi, aceiași ahasveroși, care nu se mai întrunesc la Susa, ci la Strasburg, care n-au sceptru, dar au microfon, care n-au togă și coroană, dar au cămașă și cravată, aceeași mentalitate, aceleași valori anti-dumnezeiești. Să ne mire, nu. Fiindcă trăim aceleași vremi cu același drac. Și asta reține. Satan, dragul meu, nu este un mit. El nu stă doar în Iași, în spitale de nebuni. Biblia numește stăpânitorul veacului acestuia și în limba greacă în care scrie Noul Testament, veacul acesta este numit eon, care descrie mentalitatea, textura gândirii veacului acestuia pe care el o stăpânește. Și crede-mă că nu-s fanatic sau abodnic să văd draci peste tot, dar în unele situații vezi atât de clar. Din păcate și în foruri care influențează gândirea, mentalitatea, valorile omenirii, fiindcă asta a fost strategia lui de când există lumea. De aceea Iacov în epistola lui numește lumea că zace în cer rău, adică lumea nici măcar nu mai are putere să-l confrunte, ci pur și simplu zace, fiindcă cel rău o stăpânește. Și atunci ne mirăm că direcția e contrară valorilor divine. Ca hașveroșii de azi, la fel ca cei din trecut, își au religia lor, o religie civică, cu doctrină, metode, canoane, absolut tot, intitulată umanism, manifestată prin neomarxismul zilelor noastre. Și sunt experți în religie, asta nu e doar concluzia mea, sunt experți în religii care studiază ideologia și metodologia, adică tiparul religiilor. Și ce văd ei în forurile de la Bruxelles, spre exemplu, nu e doar un curent politic, ci o religie al căror dumnezei sunt ei. Și există o carte care avem și noi la stand, apărută recent, New York Times o numește o lectură obligatorie, atenție, nu e doar o carte religioasă. Noua religie civică, umanismul și viitorul creștinismului, poate ești interesat. Religie în care omul, nu Dumnezeu, este măsura tuturor lucrurilor. Și nu-i ceva nou, vechea tactica lui Satan, prima ispită în Eden, vă aduceți aminte? Mâncați dintre asta, de ce? Fiindcă veți fi ca Dumnezeu. Și astăzi, deși nu se declară Dumnezeu, cred că sunt. Fiindcă dau legi prin care își asumă dreptul la viață, care este strict, unic, lăsat lui Dumnezeu. Când tu vorbești să omori copilul în pântece, tu atingi un drept al vieții. Când tu vorbești să omori omul neputincios sau bătrânul prin eutanasiere, tu te atingi un drept al vieții care este prin exclusivitatea lui Dumnezeu. Cine a mai auzit că în cea mai avansată era științei, ideologia să înlocuiască biologia și sexul să fie redefinit după cum vor unii, nu după cum susține știința. Și asta la cel mai înalt nivel. Cine au aceste autoritate? Cine are această autoritate? Ahasveroșii vremurilor noastre. Ce dureros e că au ajuns și în biserici. Recent, biserica reformată din America s-a despărțit fiindcă au ajuns să cunune, ba chiar să hirotonisească preoți și pastori homosexuali. Și Biblia îi aplaudă, polițienii felicită, fiindcă susțin și ei, ci că noua normalitate, numai numele ăsta, noua normalitate, deja se ridică antene. Normalitatea cui? Că dacă îi dezbraci pe politicienii ăștia și îi pui în fața unei oglinzi, să vadă ce văd sau ce nu văd, contracarează cu ceea ce cred, dar nu le pasă. Fiindcă ei nu merg prin vedere, ci merg prin credință. În ce? În contravalorile inventate de ei. Și atunci îți pui întrebarea, cine-i cel orbit? Cine-i cel îndoctrinat? Cine-i cel smintit? Dar vedeți, dragilor, asta face Satan de când a fost lumea. Să orbească, să schimbe, să altereze, să distrugă ordinea, valorile, principiile lui Dumnezeu. Să amăgească omul prin credințe și convingeri false. Și nu-și dau seama, fiindcă nu cred, dar voi credeți și știți că noi nu suntem doar atomi. Noi nu suntem doar materie, nu suntem doar molecule conglomerate într-un trup, ci avem și suflet. Și asta înseamnă, din moment ce omul are un suflet, înseamnă că există și o dimensiune spirituală a lumii, nu doar fizică. Și acolo nu putem nega că nu există și influențe duhovnicești, Dumnezeu, dar și influențe drăcești. E adevărat.
Suntem mai educați, mai sofisticați, mai civilizați, trăim în alte vremi. Dar e același drac care lucrează și influențează și azi, mai sofisticat ca altădată. Și o vedem nu doar în alterarea normalității și negarea spiritualității, dar și în agresivitatea și ura împotriva valorilor iudeo-creștine și a celor care le susțin. Și nu doar în societate, ci ca și AHVRO și în familie. De ce oare te duci în Londra, în marele metropole ale lumii și găsești cartiere întregi în care nu s-ating de islamici, șaria e practicată ca în Afganistan, cu femei și copii abuzați, dar vin în societatea normală și dau buzna peste familii creștine și le răpesc copiii că au avut îndrăzneala să-i bată la fund acuzându-i de fanatism religios? Oare cine stă în spatele acestor practici susținute de stat? Alte vremi, aceiași ahasveroși. Alte vremi, același drac. Alte vremi, trei, aceiași credincioși. Și nu vorbesc aici de cei formali, ci de oameni care chiar cred în valorile lui Dumnezeu. Care, la fel ca Estera, nu de puține ori devin victimele astfel de sisteme care înghit tot. Dacă ești credincios și tind să cred că de aia ești aici, nu uita că dincolo de oameni, de legi, de autorități omenești, noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ne spune Apostolul Pavel în Efeseni, ci împotriva duhurilor care stau în spatele acestor sisteme ideologice. De aceea să nu vă mirați că răul există în lume. Să nu vă mirați că sunt unii care susțin valorile creștine și vor fi tratați ca niște ciudați, izolați, respinși, etichetați, uneori chiar amenințați sau condamnați, fiindcă nu se aliniază la legea mesilor și perșilor de azi. Estera nu a putut să facă nimic când a fost luată de acasă împotriva convingerilor sale. Și n-a fost dusă doar la curte, la curtea unui monstru, ci în haremul lui. Ahasveroșii au putere, lumea zace în ce rău și trebuie să te obișnuiești cu asta, dar să nu te lași. Și poate îmi spui, Cristi, ceva nu... Hai că asta încep să le pricep, dar ceva nu înțeleg. Unde-i Dumnezeu în toată treaba asta? De ce nu intervine? Că El vede, am învățat din predica lui Raul de acum două săptămâni, că Dumnezeu vede. Am învățat de la Marcel săptămâna trecută că Dumnezeu e aici. Și totuși e absent. De ce? De ce tot aud în cartea asta de ahasveroș peste tot? Face, desface, taie, spânzură, poruncește, semânie, cere, cheamă. Dar de Dumnezeu nimic. De ce și astăzi parcă trăim aceeași realitate? De ce nu intervine Dumnezeu când Estera, mă, credincioasă din poporul lui, îi silită pe mâna lui ahasveroș? Unde-i Dumnezeu? Când nu-L vezi, când nu-L simți, când nu-L auzi în vremuri ca acestea. Dragul meu, Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e aici. Și cartea Esterei ne va ajuta să-L descoperim, dar diferit. Ascuns, dar nu pasiv. Atent, dar nu absent. Și dacă vei veni cu noi în următoarele săptămâni, vei descoperi că dincolo de ceea ce vede ochiul, aude urechea, simte inima, e Dumnezeu. Mai ales dacă treci prin suferință. Poate hasveroșul tău e o boală de care nu scapi. Poate e o suferință sufletească, personală, emoțională, relațională. Poate e o situație ca aceea în care eu m-am găsit în acea zi cu valiza de lemn în mână, complet neputincios în fața hasveroșului de atunci. Dumnezeu e acolo. El știe unde ești. Și deși nu intervine, El nu te lasă singur. Ci așteaptă clipa în care o va face. Fiindcă o va face. Dar pentru asta ai nevoie de credință. Ai nevoie de răbdare, ai nevoie de perseverență. Fiindcă Dumnezeu, chiar dacă ai să-i ajung să treacă prin necazurile acestei lumi, ajung chiar victimele ahasveroșilor, ba poate sunt forțați în haremul lor, la cheremul lor, credincioșii niciodată nu vor fi singuri. El va fi cu ei. Și asta ne va învăța Estera, că dintr-un unghi al vieții nu-L vezi, nu-L simți, nu-L auzi pe Dumnezeu. Dar dintre celălalt unghi al vieții e acolo și va interveni, dar atenție. Nu când vrei tu și cum vrei tu, ci cum vrea El și când crede El de cuviință. Dar pentru asta ai nevoie de credință. De aceea stai aproape de fiecare capitol al cărții Estera și vei vedea cum nu doar
ți se va întări credința, dar vei primi multe răspunsuri la întrebările tale. Fiindcă dacă ai crezut că astăzi esterea a fost greu, stai să vezi de mâine încolo cum lucrurile se vor înrăutăți. De ce? Ca să învețe și ea și noi împreună cu ea următorul lucru, reține-l. Cu cât întunericul e mai mare, cu atât stelele strălucesc mai tare și prezența lui Dumnezeu la fel. Cu cât întunericul e mai mare, cu atât stelele strălucesc mai tare și prezența lui Dumnezeu la fel. Crede și vei trăi asta. Hai să ne rugăm. Doamne, e greu să mai poți să crezi ceva în urma unui astfel de capitol. E greu să mai ai credință. E greu să mai poți să spui, nici măcar să rostești unde ești tu, Doamne, fiindcă totul pare negru, sumbru, blocat și doar neputința și suspinul te mai țin. Dar, Doamne, noi știm că dincolo de întunecimea acestei lumi, ești Tu. Și dincolo de ceea ce văd ochii, credința te vede, te simte. Și chiar și atunci când parcă nu mai simțim nimic, Tu ești tot acolo. Fiindcă ne iubești, fiindcă ne vrei binele, fiindcă vrei să ne ajuți. Dar uneori, nu când vrem noi și cum vrem noi, ci atunci când Tu știi că cel mai bine. De aceea, dragul meu, dacă în dimineața asta, știu, a fost un mesaj sumbru, greu de dus. Dacă ești acolo în viața ta, în întunecimea aia și parcă nu-L mai simți pe Dumnezeu, dar îl vezi pe Ahasverosul tău, simți durerea ce ți-o pricinuiește, auzi cuvintele alea grele zi de zi, ce-ar fi ca astăzi să vii înaintea lui Dumnezeu și prin credință să-I spui, Doamne, intervină și în viața mea. Cred că ești acolo. Cred că mă poți ajuta. Întărește-mi credința, dăm răbdare, dăm putere să rămân. Deci haideți să ne ridicăm și în timp ce continuăm să ne rugăm. Dacă vrei să-I spui lui Dumnezeu despre starea ta, dacă vrei ca și noi să ne rugăm pentru tine, și dacă te simți cum s-a simțit Estera când a ajuns în acel harem, neputincioasă, total, vino aici în față pe genunchi, pune-te și vorbește lui Dumnezeu. Spune-I frământarea ta, adu-I durerea ta, varsă-ți necredința ta, dar cheamă-L în viața ta, fiindcă El va veni și nu va zăbovi. Întunericul de azi nu anulează răsăritul de mâine. Credincioșilor Săi, Domnul le promite că va fi cu ei și în harem, și în Ahasveros, și în întuneric, și în robie. De aceea, în timp ce vom cânta această ultimă cântare, o cântare prin care sper că-i cer lui Dumnezeu să-ți mărească credința, vino și tu, pune-te pe genunchi dacă simți nevoia și lasă-ne și pe noi să ne rugăm pentru tine. Fiindcă da, e întuneric, e rău, dar Dumnezeu e acolo cu tine și nu te va lăsa. Vino. Spune, Doamne, mă chem să umblu peste ape, necunoscutul să-L străbat. Dar, Doamne, vin și mă pun pe genunchi, fiindcă știu că acolo te găsesc pe tine. În apa adânci voi înainta. Nu prin ceea ce văd, nu prin ceea ce aud, nu prin ceea ce simt, ci prin credința că nu sunt singur, că
ești cu mine. Hai să cântăm. Hai să ne rugăm. Chem să umblu peste ape necunoscutul să străbat. Acolo te găsesc pe tine în apii adânci voi înainta. Vino și strigă-i numele. Oceane spumegă în viața ta. Oceanele de-ar spumega în brațul tău. Mă odihnesc și nu mă tem. Eu sunt al tău, iar tu al meu. Ai credință în harul lui care peste valurile vieții tale abundă. Ai credință în brațul lui, tu ești slab, dar el e puternic. Ai credință. Dar peste mări abundă, cu braț puternic mă ghidez. Ai frică care te înconjoară, vine și spune-o lui. Dă-ne credință. Doamne, mărește-ne credință. Duhul Sfânt, întărește-ne credință. Duh Sfânt, dă-mi credință fără de hotare. Vreau să umblu peste ape, să te urmez, o Doamne. Du-ne, Doamne, dincolo de unde putem noi merge. Rugăciunea asta. Tu Sfânt, dă-mi credință fără de hotare. Vreau să umblu peste ape, să te urmez, o Doamne. Du-mă dincolo de unde eu pot merge și credința mea va crește în prezența ta. Doamne Dumnezeul nostru, venim în dimineața asta și îți aducem înaintea ta pe acești oameni
care stau în postura smeririi inimii lor, fiindcă știu că au nevoie de Tine și numai de Tine. Tu îi poți scăpa, Tu îi poți vindeca, Tu îi poți alina, căci puterea Ta e nemăsurabilă și mila Ta e imensă. De aceea, Doamne, mărește-le credința și apropie-Te de ei și lasă-Te văzut, auzit și simțit, așa cum dintotdeauna Tu o faci. De aceea cerem credință, Doamne, și binecuvântează-i Tu și binecuvântează-ne și pe noi, ca la fel ca Estera să nu ne pierdem nădejdea în mijlocul acestei lumi. În numele Lui Iisus, Mântuitorul nostru, ne rugăm. Amin. Ce cuvânt puternic, nu-i așa? N-am fi vrut să se termine așa, am fi vrut să mergem mai departe și vom merge mai departe cu ajutorul Lui Dumnezeu duminica viitoare. Ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru felul în care ne încurajează, ne zidește, ne provoacă prin cântare, prin cuvânt, prin părtășie. Domnul să fie binecuvântat. În această dimineață aș vrea să te invit să mai oferi puțin respect lui Dumnezeu și casei Lui prin faptul că nu te ridici și pleci înainte să încheiem oficial. Haideți să fim atenți, atât cei care sunteți din biserica noastră, cât și cei care sunteți musafirii noștri. Vă rugăm frumos, haideți să mai avem răbdare și să încheiem serviciul așa cum se cuvine și astfel dăm cinste lui Dumnezeu și casei Lui. Amin? Haideți să facem lucrul ăsta. Ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Este un act de închinare, adorare și prețuire a lui Dumnezeu și a lucrării Lui. Faci asta dacă inima ta te împinge într-acolo, dacă nu, e ok. Dar ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și te rugăm să pui acolo și cardul pe care l-ai completat, cardul de comunicare, iar în timpul săptămânii cineva te va contacta și va vorbi cu tine. Avem la acest moment 2-3 anunțuri foarte importante, mai ales pentru cei care sunteți de acasă, așa că vă rugăm frumos să fiți foarte atenți. Deja de câteva duminici am anunțat adunarea generală și de data aceasta repetăm acest anunț. Convocăm adunarea generală ordinară a membrilor Asociației Religioase Harvest, așa cum deja am anunțat acest lucru în celelalte duminici. Această întâlnire specială are loc astăzi, 6 februarie, la ora 17, la ora 5, cu ordinea de zi care deja v-a fost anunțată, dar repet încă o dată. Descărcarea de bugetul pentru 2021, aprobarea bugetului pentru anul 2022, reglementări în statutul Asociației Religioase Harvest cu privire la rotirea prezbiterilor, cât și alte câteva detalii, și punctul 4, diverse. Dacă nu vom împlini numărul statutar, adunarea generală va avea loc săptămâna viitoare la aceeași oră, în aceeași locație, dar indiferent de numărul participanților. Dacă vei veni la această întâlnire, fie astăzi, fie data viitoare, dacă se va ține, te rugăm frumos să-ți aduci și buletinul cu tine. De această dată vom avea nevoie de buletinul tău, a celui care vei fi prezent și ți se va explica mai pe larg și de ce și cum. Însă, în perioada aceasta, dacă vrei să consulți bugetul bisericii, este la dispoziția ta, care ești membrul acestei biserici, și vei putea consulta bugetul la secretariatul bisericii fără să iei cu tine documentele acasă. Pe de altă parte, un alt lucru important, probabil că ați observat, studiind un pic buletinul info, că există o suprapunere. Astăzi, la ora 17, este întâlnirea bărbaților aici în biserica noastră. Și poate vă întrebați că e o greșeală sau ce s-a întâmplat. Vrem să fim foarte onești și transparenți cu voi, dragilor. Experiența noastră deja de mai bine de 10 ani ne-a arătat faptul că adunarea generală
nu se ține din prima încercare. Și în acest context am vrut să nu mai amânăm încă o dată întâlnirea bărbaților, care a fost un eveniment deja amânat și un eveniment foarte important pentru noi. Așa că în ideea în care de obicei prima înfățișare nu se realiza și mereu încercam să aducem ceva în loc, ei bine, am hotărât să avem această întâlnire a bărbaților, așa că invităm bărbații să fiți prezenți, va fi o tematică deosebită legată de sexualitate și vom avea și un timp de închinare înaintea Domnului. Pe de altă parte, cei ce vor fi prezenți pentru adunarea generală în sala de sus al tinerilor, evident, surorile, va fi și un timp de rugăciune acolo după acele câteva lucruri care trebuiesc, evident, parcurse ca și procedură. Un ultim detaliu, însă încă un anunț important pentru noi. Deci astăzi ești invitat aici, în Casa lui Dumnezeu, dacă ești bărbat, la întâlnirea bărbaților. Pe de altă parte, dacă vrei să te căsătorești anul acesta și ești parte din Biserica Harvest, nu uita de cursul premarital. Chiar de sâmbăta viitoare, 12 februarie, sâmbătă, de la ora 4, ora 16, te așteptăm, evident, cu logodnicul, logodnica ta, să fii prezent, fără mama soacră, încă nu o implicăm. Te așteptăm la cursul acesta, împreună cu pastorul Cristi, pastorul Marcel, împreună cu mine, pentru următoarele 3 zile de sâmbătă vom avea cursul premarital. În cazul în care nu v-ați anunțat încă, până la momentul acesta, dorința de a vă căsători, vă rugăm frumos, poate chiar astăzi, să veniți și să ne contactați pe noi, păstorii bisericii. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim tare mult pentru prezența ta. Domnul să fie cu tine și cei dragi ție, mult har fiecăruia dintre voi. Nu uitați că vă iubim mult. Domnul cu voi!